Mașina poștei din Balș a fost jefuită noaptea de duminică spre luni de către indivizi necunoscuți. Un poștaș din Balș a ajuns la spitalul din Slatina după ce mașina în care se afla a fost atacată de un grup de indivizi în noaptea de duminică spre luni. Hoții au reușit să fugă cu geanta în care se afla suma de 200.000 de lei. În această dimineață am fost sesizați prin Sistemul Național Unic Apeluri de Urgență 112 despre faptul că o persoană necunoscută cu fața acoperită ar fi sustras prin violență o geantă cu bani dintr-o mașină din orașul Balș, după care ar fi fugit. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș, împreună cu cei din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, s-au deplasat de îndată la fața locului în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Din primele cercetări se pare că Poșta Română nu avea contract cu o firmă de pază așa cum prevede legea lucru, ce a generat noi sancțiuni. În acest moment se desfășoară o anchetă, iar mărturia șoferului mașinii de poștă este foarte importantă. Acesta se află la spitalul Slatina, unde a fost transportat pentru îngrijiri medicale. În urma atacului, acesta a suferit un traumatism toracic.